Deși este joi, ei se gândesc deja la distracție. Și pentru prima dată în foarte multe săptămâni, nu vărsătorii sunt pe primul loc la capitolul Lene, ci nativii, cine? Balanță. Balanță, din păcate. Domnilor nativi, balanță și doamnelor și domnișoarelor. Andreea, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit, așa este. Balanțelor nu le va arde de muncă astăzi, mai mult vor lenevi, în schimb vărsătorii vor fi campioni când va veni vorba de muncă. Vedem acum predicțiile. Nativii din Zodia Berbec cu siguranță vor avea o zi cu zâmbete pentru că astrele rezervă vești bune și spor la bani. Taurii se vor implica în proiecte dificile, cărora nu le va fi ușor să le facă față, dar perseverența lor le va fi aliată de nădejde. Gemenii vor fi puși pe distracție și mai puțin pe muncit, de aceea nu vor avea rezultate notabile în ceea ce vor face. Racilor, în schimb, nu le va scăpa nimic din vedere, vor pune la punct tot ceea ce au planificat. Ei vor fi primii când va veni vorba de distracție, de aceea implicarea în activitățile de serviciu va fi aproape de zero. Fecioarele vor fi oameni de bază, vor sări în ajutorul oricui și vor veni cu idei salvatoare. Balanțele nu vor excela la capitolul muncă, în schimb, când va veni vorba de leneveală, vor fi primele, așadar, după muncă și răsplată. Scorpionii sunt în mare formă și tot ceea ce își vor pune în cap vor și duce la bun sfârșit. Săgetătorii vor fi sarea și piperul în activitățile de astăzi, aportul lor va fi indispensabil. Capricornia face bine să nu mai plece urechea în stânga și în dreapta și să nu se mai lase influențați în deciziile familiale pe care le vor avea de luat. Vărsătorii și consecvența fac astăzi casă bună, vor avea de câștigat de pe urma parolismului lor. Peștii vor avea parte de tensiuni familiale, însă balanța se echilibrează și la serviciu vor avea parte de multe succese. Atât pentru acum, revin la dimineața, Monde, ne puțin.